O să te înțep cu unghiilele, vezi pe undeva să faci rană. Erica, ești urâtă cu fundul ăla așa. Bine am regăsit la o nouă reacție. Cuba Maie, după foarte mult timp, am adus-o din nou pentru că la videoclipul ăsta, Mamaie, am rămas șocat, vreau să spun. Deci se numește Erica Isaac Buhu. Este practic o piesă a unei artiste tinere de la noi din România și se numește Buhu piesa, da? Am primit câteva mesaje de la abonați spunându-mi să fac reacție cu Mamaie la piesa asta. Inițial nu am vrut, dar după ce m-am uitat la videoclip am rămas și eu șocat. Așa că cu ocazia asta dați și voi un follow pe Instagram dacă vreți să-mi dați mesaje. Eu mai uit peste mesaje, dați un follow pe Instagram și hai să începem reacția. Deci, Erica Isaac Buhu, da? Are în 11 zile 733.000 de vizionări. Deci atâția oameni s-au uitat în 11 zile la piesa asta, da? Am aflat că e și o controversă pe piesa asta, dar poate vorbim mai încolo. Hai să vedem ce părere are Mamaie despre videoclipul piesei, mai ales și de cum arată și de cum se aude și cum e piesa, scuze, desfășurată. Are 14.000 de dislike-uri, totuși are mai multe like-uri, deci, na, dar multe dislike-uri anyway. Hai să vedem ce părere ai de piesă, pentru că e foarte controversată videoclipul. Cum ți se pare până acum, mama, e piesa? Bine, bine și frumos, adică foarte frumos. Îți place cum sună? Aha. Ok. Hai să vedem în continuare. Bă, fetelor, mă, păi așa aveți voi acolo. Ce părere ai de fetele astea? E frumoasă ele, dar e urâte la... La ce? La fund. Ok. Are chiloții aia sau ce e pe ele umflate acolo. Ok. Ideea este, Mamaie, că videoclipul e efectiv așa, am rămas surprins rău de tot pe videoclip, în sensul că nu mă așteptam să văd așa un videoclip de la Erica. Bine, poate ar fi trebuit să mă aștept, dar da, nu știu, spuneți și voi în comentarii cum ați reacționat la videoclipul ăsta când l-ați văzut prima dată sau dacă e prima dată, spuneți-mi în comentarii părere despre videoclipul ăsta. Sunt tare curios să-mi spuneți ce părere aveți voi despre piesa asta în comentarii și hai să continuăm. Ce părere mai? Urâte! E atât de repede, se mișcă prea repede videoclipul încât nici nu prea poți să vezi multe chestii, nu? Uite, mama, asta este Erica Isaac. Asta este artista, da. Ce părere ai de ea? E frumoasă, mă, dar e prea dezdrăbălată, e prea... Când se văd și ele la videoclip, nu știe cum să prostească mai. Păi, acum totuși cam asta trebuie să atragi un pic, dar videoclipul ăsta e la cu totul alt nivel de videoclip ca să atragă, adică vedem mai încolo. Eu n-am văzut tot videoclipul, am văzut doar o parte și mi-a fost destul cât am văzut. Mă uit și eu acum la tot, împreună cu mama mai am zis. Cum se pare că e piesa pe fundal? Așa, e frumoasă, e frumoasă. E ok piesa, da, ok. Da, piesa da, e bună, da, da. E piesa. Adică și ritmul ăsta, muzica asta e frumoasă. Ah, bun, 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 deci îi place și piesa, ok. Vezi? Cu fierăstrău în mână. Uite, mă, din nou. Ce părere ai de această scenă? E frumoasă, mă. Ei, dacă stai să te iei după toate alea, e frumoasă. Nu, da, sensul de scenă, în sensul, uite-te și tu, e dezbrăcată într-o cadă. Da, da, e dezbrăcată, dar ce să mai zici dacă ea e dezbrăcată? Deci nu mai poți să mai zici nimic, gata, aia e. Mai comentez că n-are rost. Nu mai are nimic de comentat, mama, am înțeles. Ok, bă, place de tine, mama, adică ești foarte... E dezbrăcat într-o cadă pe YouTube, e tot ok. Și uite ce frumos, frumos, nu e? Numai asta e, asta profesoara? Tot Erica, da. Tot Erica? O, Erica, ești urâtă cu fondul ăla, așa, bucile alea, bă.
Păi, acum, nu mai știu, nu mai știu ce să zic, nu mai pot să zic, nu știu ce pot să zic. Și în baie tot ea este, așa? Da, ea este. A, da. Ea e pădărând. Da. O să te înțep cu unghiilele, vezi pe undeva, să faci rană. Cântă frumos la baie așa. A? Își face baie, cântă frumos, dar... Deci e... piesa îți place. Da. Dar videoclipul până acum... O mai discutăm noi. Na. Băi, frate, băi, fetelor, mă. Păcat că sunteți drăguțe, dar... Da, nu prea cu chestii de astea pe YouTube, nu se fac. Așa, dă-i. Asta e, mai din centru, e practic, asta e Erica. Da. Și zice că e fată rea, practic, în engleză, bad bitch. A, da. Mai, nu zic chiar exact pe jet, că mai bine nu. Încerc să traduc un pic și pe truba mai aici, că e atât de rapid videoclipul, că dacă te-aș lăsa direct, nu cred că ai înțelege multe. Da, așa e. Nu te vezi, deci a ajuns, practic, vezi videoclipul ăsta? Dă-mi băiat așa. Și sunt ele, fetele, la putere și toate astea. Uite, i-a făcut roșu obrazul. Da, păi, de la cât... Da. De câte capaci i-a dat cum a venit. Da. Că oricum știu că piesa și linia melodică mamaie, by the way, este și cam furată piesa, așa să spun așa. Este luată de la niște studente din America care sunt la început de drum. Nu le-au făcut ele. Da, din păcate nu ea a luat linia melodică, dar da. S-a inspirat. Ai cu ții cu gura căscată, nu mai poți să respire. Ca cocoșul meu. Cocoșul, da. Dacă nu-l tăiam, nu putea deloc să mai respire. Cred că îl găseam mort. Și l-ai tăiat? L-am tăiat. Wow. Era plin de grăsime. Plin! Nici n-avea pe unde să mai respire. Mațe, gât, fund, toate. Rip cocoș în chat. Rip cocoș, mamă. Mamă, care... Ia uite-ți, acum fac duș frumos. Da. Îmi plaie. Ea e drăguță în felul ei. Cum? E drăguță în felul ei, profesoara asta sau ce-ai. Dar nu e profesoara, mama e. E cântăreață. Ah, cântăreață, da. Bine, așa trebuie să facă ele la piese, na. Cum? Așa trebuie să facă la piese, să așa trebuie. Schimonosească, da. Deci ești de acord că așa trebuie la piese? Da. Deci, da. Ești obișnuită că așa trebuie la piese, să facă de-astea, nu? Da. Adică ești ok, vă nu știi cumva. Ce făcea ei atunci când mai chemai tu pe mine? Cu ce Five Gang. Păluleu, ce făceau, ce erau băieți. Da, astea... poate nu a fost la nivelul ăsta cu fundul atât ăsta, dar și ei făceau, aveau cu de-astea cu fund, dar nu la nivelul ăsta. Dar da. Și acum s-a trezit din coșmar băiatul. Că practic cam asta ar fi ideea, văd. Aha, s-a trezit din coșmar cu fetele alea. Și acum el vrea să doarmă. Dacă ele nu-l lasă picioasele. Ia uite și stă acum sub patul lui. Ia. Vezi, ea este Erica. Da, Isaac. Deci îți place, să înțeleg. Da, mama, e, da, mi-a plăcut, că e așa, asta e, ce să le mai faci. Ăsta e filmul. Ăsta e filmul, mama, da, nu? Da. Deci, o părere așa la Erica Isaac, cum ți s-a părut piesa? Bună, frumoasă. Deci ți-a plăcut piesa? Mi-a plăcut, da. Dar videoclipul, cum ți-a plăcut, da sau nu? Nu prea mi-a plăcut. Nu prea ți-a plăcut. Cu fundurile alea așa, margi. Spune mama aia, deci tu trebuie să spui exact ce îți place, ce nu-ți place,
Că e și violet videoclipul, dacă e așa, da, că uite, cu cuțite. Da, uite, spre da, exemplu, da. Aici stă cu cuțitele lângă ea, uite. Ia uite. Vezi? Stă cu cuțitele îndreptate către ea și ricege, bam, bam. E un videoclip. Băi, dacă e la partea de artistic, na, e bun ca... Nu știu, e greu, e efectiv, am rămas și șocat că e eu am rămas șocat prima dată când m-am uitat la cum arată piesa asta. Și acum am înțeles de ce e vâlvă pe piesa asta, pentru că, bă, bune. Da, e multe ca să, să învețe și ale noastre de la deci ei. Pe lângă mamaie că piesa are videoclipul ăsta și a creat vâlvă videoclipul, mai ales faptul că e copiată, a creat vâlvă la fel între artiști și toate astea, că ba e copiată, ba că e ok că e copiată, e o întreagă nebunie. Dacă ar fi să-i dai de la 1 la 10, ce note ai dat la video, la tot piesa cu videoclip, e, practic? Ce să le dau? 10, să se bucure. 10? Da. Mama, mai fi sincer aici că 10 înseamnă perfect. Le dau 5. 5 pentru ele. Pentru ele și pentru unde suntem noi? 7, 8, așa. Adică unde suntem noi? Păi uite unde suntem noi, aici. Păi, adică că... Ca fotografii. A? Adică ne dai... Stai că mi-a dat down-ul. Mi-a dat greu. Deci, mamaie, la videoclipul ăsta cât îi dai, practic? La videoclip îi dai 5? La da. Videoclip și piesă? Da. Ok, 5 rămâne. O notă de trecere a primit Erica Isaac, nota 5. Cam asta a fost reacția, mamaie. Sper că ți-a plăcut. Mi-a plăcut, da, chiar mi-a plăcut. Adică are un ritm frumos. Bun. Dacă vreți să mai vedeți pe mamaie, rupeți butonul ăla de like, abonați-vă dacă sunteți noi pe canal și noi ne auzim data viitoare.